Bine v-am găsit, stimați telespectatori, de ceva timp eu și Doina ne-am propus să îi ducem la vaccinare pe Țonții și pe Mote. Cei doi motani, n-am mai vorbit de mult despre ei, n-am vrut să vă plictisesc cu personajele din apartamentul meu. Nu din alt motiv, că oricum nu iese niciunul pe afară, să zici că se infectează, da, dau prin casă. Și o să vă povestesc o ciudățenie, eu chiar pe bune, poate că cer ajutorul nostru, dar nu cred că cineva mă va lămuri. Deci noi am hotărât să-i ducem astăzi la ora 10, da, pe Moti într-o din ăsta normală și pe Țonții într-un rucsac, că fiind grei. Amândoi am zis, mă, pun pe ăsta în spate și ia să-l vedeți acum, merg pe mine, mă veți vedea, pe bun și de TikTok, cu Țonții în rucsac în spate. Ia să vedem. Acum am apăsat. Se vede? Cred că trebuie să stai cumva să nu se vadă soarele. Poate, ia să vedem. Acest rucsac transparent, teoretic, ar fi trebuit să-i ofere lui Țonții, nu știu, o priveliște, că stă deasupra. Nu, ați văzut cum stă acolo. Așa. Dar hai să vă povestesc. Și n-am vorbit, să zicem, pe acolo, prin casă, bă, îi ducem pe ăștia doi la ora 10, la vaccinare. Că dacă, o să vă spun, dacă știam, noi că am vorbit la un moment dat, oricum, v-am spus, în fiecare dimineață s-a creat un ritual. Când mă așez la, așa zis, un mic dejun, pe care la mine este același de vreo 30 de ani, cred că m-a săturat și eu, v-am zis. Și cele două felii de parizer le împar cu moti. Atâta mănânc. Două felii de parizer, o brânzică și un pahar de lapte bătut. Atâta mănânc eu dimineața. Dar nu asta, v-am spus ca să vedeți că și ălea două le împar cu moti. În fiecare dimineață plouă, ninge, cu tare, moti se înfățișează, moti așteaptă să mă îndrept spre bucătărie, o ia înainte, așa are și burtos așa, și cum am așezat pe scaun, se așează și el în fund și începe să-mi urle. Și împar cu el. Astăzi m-am dus, Moti nu era nicăieri, m-am așezat la masă, Moti nimic. Se vârâse după frigider și ședea acolo. Băi, Doina care are influență, supra lui Abionam. Hai, vino, nu nimic, 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 eu nimic. Băi, voi le imaginați pe Moti să nu vină el din proprie, nu nici chemat? Nu știu. M-am dus cu felia de ăsta către el, nu, nimic, 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 și de acolo. Era limpede că el știa că vrem să-l prindem și să-l vrem în cușcă. Încoate, domnule, încoate. Și hai să-l prindem. Am închis și o mare problemă, da? Pentru prima dată l-am văzut pe Moti de nerecunoscut. Eu țineam cu o mătură ca să nu vină. Am zis, bă, se sperie de mine. Doina a încercat să-l prindă, să rupă mătura. Mi-or la ea, făcea cu urât. De unde știa el că noi, că putea să spună că vrea să-l ia Doina în brațe, să nu mânghe, că ea îl ține în brațe. Încă o dată întreb, de unde de acum știa? N-am vorbit cu voce tare. Voi fi vorbit de față cu el. Dar nu cred că am vorbit de față cu el. Bă, hai să-l prindă. Nu. Este chiar o ciudățenie. Nu știu de unde dracu a simțit că hai să spune că mersul la Sinaia, nu știu, deși și atunci, eu nu știu, uite, nu știu, pentru că ne ducem vineri acum, de unde să știe el, ei, pisoi că mergem, îi luăm și pe ei. Bun. Ăla, Țonții, mai prostă.
Culmea este, Motea a venit din stradă, el are o mare experiență a străzii, cunoaște realitățile de ce. Și Motea s-a dus, Motea, și el s-a dus. Dar la Motea am înțeles, Motea dimineața nu l-a mai găsit, era acolo, are el un loc acolo unde, de unde el e tâmpit. Îl știm precis locul lui, adică la Motea e o mare problemă, că nu știi unde. Noi la Țunții, știu precis, ne-am dus acolo, m-am dus acolo, m-am vărât printre cabluri, mă rog, s-a ținut el cu ghearele, dar a cedat până la urmă, n-am vărât. Da? Și l-ați văzut acolo, le-am dus la aici, la clinică, să-i vaccinăm și fetele le-au zis, domnule, Moti chiar a scuipat. Păi zic, ceva nu face în regulă, eu nu fac așa ceva. E întrebare, deci încă o dată, stimați telespectatori, vorbim sincer, mă, de unde dracu știa, mă? Repet, nu, hai să zicem că veneam cu cușca. Nu, am aplicat o strategie. Nu, dar nu că de dimineață el, de unde știa el că în dimineața ia luăm? Deci pentru mine rămâne un mare mister, așa. Să trecem la picătura de istorie. Stimați telespectatori, văd două seriale în paralel. La Stepper, de acasă, din birou, și de aici, că și aici am Stepper, mă uit la serialele rusești. Am terminat Sofia, o să vă povestesc, și am început un serial total lor cu Ivan cel Groaznic, nu știu. 12-10 episoade. Într-o altă cameră am o bicicletă medicală și acolo văd seriale turcești. Și un serial la care mă uit se numește Hagi Bayram Veli. Acesta este, mă rog, e complicat, un sufist de pe la anul 1300 și care e profesor la o medresă. Deci mă uit cu care deja le știu ticurile. Un bătrân povestește Coranul, așa că îl știu pe de rodeanul ăsta. Mă uit pentru că am o secțiune prin societatea otomană înainte de Mehmed al II-lea. Cu cadiu, cu bazar, cu toate tradițiile lor. Aici apare o instituție numită Medresa. Medresa este, poate cu unii dintre noastre știu, un soi de, e o universitate musulmană pentru predarea eu, religioasă, dar se predau și aici, că acest Hagi Bayram, el a început profesor la o medresă, da? Și ea a căpătat dezvoltare pe vremea unui mare vizir, Nizam al-Mulk. El a trăit, ca să văd așa, ca picătură de istorie, între 1090, 1800-1092. A fost mare vizir la Alp Alparslan și apoi la Melchik Şah, care a fost al doilea, cum ar veni, fiul lui Melchik Şah. Fiul lui Alparslan. El a înființat, a cultivat foarte mult această medresă, pe care a transformat-o, acolo la medresă se formeau administratori, funcționari. Deci era un fel de Ștefan Gheorghiu sau SNSPA dar nu de asta am adus eu vorba. În această carte despre sunit, am găsit următorul lucru și vreau să-l pun în discuție. Îi spun așa, în cadrul, deci, acestui învățământ, cum ar veni la medresă, fundamental era profesor. Hai să vă citesc și o să vedeți așa, da. Mai presus de toate, loialitatea elevului era cu totul dedicată profesorului și nu locului de educație. Profesorul era cel care făcea medresa și nu invers. Cunoașterea reprezenta un proces foarte personal, dependent de relația dintre profesor și student.
Biografiile cărturarilor din Bagdad din secolul al XI-lea și al XII-lea nu fac nicio referire la medresele în care au studiat, chiar dacă această informație era cunoscută de mult. Biografiile conțin lista profesorilor cu care a studiat respectivul cărturar. De ce am zis asta? Hai să înlocuim medresa cu universitatea, da? Puteți să îmi spuneți și mie la ora actuală, așa cu ochii închiși și un nume de mare profesor care e legat de o universitate, Universitatea București, acolo predă facultatea cu tare. În perioada comunistă spuneai filologie, limbă și literatură română, spuneai Călinescu, predă Călinescu, da? În perioada interbelică spuneai Nae Ionescu. Istorie spuneai imediat, nu știu, Giurescu. Medicină nu mai spun, politehnică. Deci nu mai există această tradiție în România și vă întreb și asta, de ce, a marilor profesori care fac școală, nu a școlilor. De fiecare dată când mă duc la câte un medic și reușesc totuși să abordez și alte teme decât bolile la care sunt eu, am fost ultima oară când cataractă și am întrebat-o pe domnișoara doctoriță, domnule, domeniul ăsta al oftalmologiei, aveți întemeitori de școală, mai trăiesc personaje legendare? Zic că nu. Deci noi nu mai avem la ora actuală, și vă întreb noastră, oameni care, eu de exemplu spun, bă, am făcut istoria filozofiei cu Dede Roșca. Unii pot să spună, am făcut economia internațională cu din generația mea. Acum aș mai auzi pe cineva zicând am făcut nu știu, planoare cu. Deci noi nu mai avem autoritatea aceea a profesorilor. Nu autoritatea, profesorul care face școală. Nu numai în universitate, la școală, școală. Adică dacă s-ar face o cercetare sociologică, domnule, ce profesor țineți minte și prin ce v-a influențat? Pentru că marele profesor și la liceu este cel care și nu numai neapărat, e ca un fel de, e ca un fel de tată, el le știe, bă, nu mai spun de profesorul, nu de medresă, de universitate, face școală, am făcut școala cu mare să medicină, cu cutare, cu cutare, se mândresc, bă, zice, premier, atunci un premier care a făcut școala cu cineva, se spune Ciolacu, bă, am făcut, nu știu, ce a făcut el? Nu știu, drept, habar, nu știu. Drept roman cu. Deci, de ce? Pentru că marele profesor, unu, face școală, doi, creează discipoli, transmite nu numai cunoștințe, transmite și pasiunea pentru meserie, da. La ora, să știți că mare profesori nu au fost, am văzut scandalul ăla cu Petcu de la jurnalistică, unde e și profesoară, auziți? Emilia Șercan, profesoară. Eu nu cred că ea este, face școală, ce școală să facă, da? Și sigur că nu știu ce le-a zis la aia, că urât-o să facă. Păi, mare profesor, v-am zis, Dede Roșca, a spus în prima zi. Fetele să nu stea în prima bancă. Filozof cu fustă, dracu, mai văzut. Bă, dar și fetele erau, bă, zice, bă, păi, Dede Roșca. Adică, de acum trebuie să fie profesor corect, cu tare, cu tare, corect și bău. Este o întrebare. Vă întreb dumneavoastră, ați avut mari profesori, vă puteți mândri, bă, am făcut, nu, școala cu. Nu înseamnă că a avut un curs. Școala, adică, bă, sunt din școala locutare. Cum ăștia care au făcut școala evenimentului, bă, am făcut școala lui Hristos. Unii care mai zic, da. Așa. Deci asta este, apropo de școala lui Hristos, nu are nicio legătură cu de istorie, cu pastila, dar a murit Eugenia Cristea, a fost unul din stâlpii evenimentului zilei de pe vremea școlii mele, va coordona social, sindicat de sănătate, mass media, a format și ea 10 ziariști, m-a urmat apoi în toate, după ce am plecat, a venit, a fost, a lucrat și la
la istoria, varianta veche, nu cea de la adevărul, la dosarele istoriei. Uite așa, era să zic, murim cu toții, dar a dispărut. Eu, dacă aș fi în locul lui Dan Andronic, care este moștenitor, conduce evenimentul zilei, eu aș face acum un fel de bilanț. Au trecut pe la evenimentul zilei, nu neapărat, așa, nu știu, o rubrică la site-ul ăla lui, dar nu știu, au trecut și aș spune, cu tare, unde e acum, ce face, ce a făcut, a murit, mai trăiește, ce era atunci. Un dicționar. De ce nu scoate el un dicționar? Uite, eu mă ofer să-l și... Eu cred că l-aș finanța. Așa, din pensia mea, din ce mai câștigă muncim pe alte televiziuni și pierzând timp. Un dicționar, cu tare, cu tare, o carte. Dar n-am vrănic. Păi să facă, da? O cărticică, dicționarul, nu? Au lucrat la evenimentul zilei, da? Nu știu. Rămâne acolo. Sau poți să facă numai pe site. Cu tare, cu tare. A fost, nu știu, șef de secție. Acum e nu știu ce. S-a căsătorit, nu s-a căsătorit. Da, am zis, da. Bun. Deci, stimați telespectatori, să vorbim. Din câte știți, este o rețea, TikTok, dacă ați auzit, da? Și aseară la Aleph News cu domnișoara Magda am discutat cum a fost primit un sondaj. Deci s-a făcut un sondaj, așa, la nivel național, și rezultă că partidul condus de George Simion ar fi... Cine mi-a trimis mesajul? Stai puțin. YouTube. O fi trimis cineva acum? Și nu știu, eu vezi? E cineva care zice că nu știu cine e. Da. Poate știi, poate că în timp ce eu vorbesc aici, înregistrez ca de guvernul. De-aia, mama mea, da? Bun. Deci, hai să vedem sondajul, da? Unde, mă? Spune așa, un sondaj național arată că Aur a luat cele mai multe voturi de la tine de 80 de ani, dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, a fost realizat de IRES, așa, și s-a ajuns la concluzia că tinerii votează cu aur deoarece tinerii se uită pe TikTok și uitându-se pe TikTok, aur este foarte bun. I-a dat prilejul unui domn numit Rareș Bogdan să nu tacă. El are momente când ar trebui să tacă. Și a zis, Rareș Bogdan, din sondajele partidului și focus grupuri, observ o tendință de îndreptare a tinerilor spre aur, prin vicepreședintele identifică o posibilă cauză, TikTok. El vrea neapărat o reglementare și a zis, am discutat cu Roberta Metsola, președintă, care era îngrijorată de faptul că în România sunt 7,4 milioane de utilizatori de TikTok, cel mai înalt la nivel european, așa. Mă este mai să respect. În discuția care am avut-o cu la Aleph News, eu am pus următoarea chestie. Ia vedeți aici, da? Să vedeți ce am zis eu în legătură cu TikTok. Dintre Dar ce e tinerii, TikTok? TikTok-ul este o platformă de social media concentrată pe conținut video, filmulețe foarte scurte și amuzante. E o platformă chinezească. O Da. platformă care a Deci e o fost din... platformă, nu v-am întrebat în întâmplător, că știam de... E o platformă, da? E o platformă. E un tren. E un tren. Și de ce în trenul ăsta nu se urcă și pe el și Dar de peste? ce nu s-a urcat acum 4 ani? Păi, Că iar ia aur prin domnișoară, surprindere. trebuie să Acum ne patru ani lămurim. i-a luat aur prin Păi nu, stați surprindere. un pic, e o platformă. De ce nu fac și TikTok? E un specific. Eu, de exemplu, nu lucrez pe TikTok. Mi s-a mai spus, nu... A zis că dacă iau ceva din ce zic eu, nu știu, în care
nu știu, îl trag de mustăți pe țonții, pe motan și că face. Rupeți TikTok. Dar nu mă interesează, dar vreau să vă spun, de ce nu trag și ei de mustăți pe motan? Adică de ce? Dacă, domnișoară, de ce aur? Că ei se uită pe TikTok la aur, nu pentru că e aur. Și pentru că fac chestii interesante, de ce nu fac și ei? Spune așa, domnul Rareș Bogdan, trebuie să ne trezim, avem două posibilități, să comunicăm rapid și să căutăm să folosim TikTok pentru mesaje pozitive, pro-europene sau la nivel european să găsim o formulă prin care să reglementăm propaganda politică acolo unde mâna lungă a Moscovei și a Beijingului își face de cap. Domnișoară, v-am mai spus odată, e un vehicul, da? În vehiculul ăla se pot urca și PSD și peneliști. Ce treabă are cu aur? Înseamnă că ei la aur se niște timpă de ce pur să ia și ei să cumpere de la aur un tip și să facă. Cum spun eu, rare. Am avut și un moment, ați văzut, am văzut acolo cu... De ce nu mă uit pe TikTok? Nu mă uit și nici nu folosesc. Nici nu am fost sfătuit să fac, să dau, nu mă interesează. Bun. Problema este felul următor. Cum am spus în emisiune, TikTok e un tren, un camion, o platformă, da? De ce fiind PNL și PSD, vin partidele astea grăsane, da? Obeze, cum sunt ele așa, și zice și cu așa tunse la ceafă și reprezentate de Rareș Bogdan spune, bă, e o problemă cu TikTok-ul, trebuie să-l limităm, să-l interzicem. De ce? Păi pentru că tinerii se uită pe TikTok și pe TikTok uite, nu se dau de aur. Bă, nu știu cum, băi neghiobilă. Dar de ce vă nu folosiți voi și voi, mă, TikTok? E o platformă, e un instrument. Mă, un nebunii și americanii și ăla și ăla, bă, hai să interzicem TikTok-ul, dar de ce tinerii se uită pe TikTok și le place de Trump? Bă, dar de ce nu le place de Biden? Adică nu poți să spui că TikTok-ul dă numai aur. Nu, de ce nu vrea? Și mi-a arătat aseară, domnișoara Magda, TikTok PSD. Bă, era unul care ședea în fund și vorbea de Uniunea Europeană. Bam, 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 bam. Eu, nu tânăr, m-am plictisit după primele secunde. Și mă interesa pe mine Uniunea Europeană pe TikTok. Bă, tinerii vor să vadă lucruri deosebite. Aia de la aur fac lucruri deosebite. Am arătat eu aseară. Cred că asta, care am făcut-o mai înainte cu țuanță, o fiind de TikTok. Am întrebat, ați văzut, bă, ăștia este de TikTok și domnișoara moderatoare mi-a spus, ați văzut, domnule, trebuie să scrie acolo, știu că faci ceva. Dacă ei se uită, înseamnă că aur s-a adaptat la TikTok. Pardon, dar PSD și PNL, de ce nu se adaptează? Păi să vă spun de ce. Da, bun. Aseară, așa ajungem acum la domnul Cătălin Hristoiu. Aseară am spus, am remarcat că, atât la emisiune cât și în jurul de video, că marele candidat PNL-PSD nu are cont pe Twitter și pe Facebook. Zic, păi, e nebun cum să n-ai cont. Dacă n-ai avut până acum, îți faci acum, dar nu îți faci. Te obligă mașinăria, da? Și ca și cum m-ar fi auzit, nu cred că mai, dimineață domnul cu pricina, da? Domnul Hristoiu a apărut pe TikTok, nu pe Facebook. Uitați-l, vedeți aici, da? Uitați-vă mai, domnule, la ora asta are 238 de aprecieri și 399 de urmăritori. Stimați telespectatori, candidatul celei mai puternice alianțe din istoria post-decembristă, cea mai puternică, PNL plus PSD, da? Candidat, deci teoretic, în momentul în care el a scris pe Facebook, trebuia să îl urmărească, să la, nu știu, toți PSD-știi din București, bă, să numai 400? Bun, de ce nu l-au...
puteau să-l urmărească prin două formule. Dacă PSD și PNL, nu și PSD și PNL, da? De ce trebuia să-l urmăresc? Unul din curiozitate. Bă, uite-mă să-l vedem și noi, că ne l-a zis conducerea să-l votăm. Ia să vedem ce spune, da? Primul lucru. N-a fost nimeni curios. Nici el n-a făcut știre, numai eu zic acum. Asta trebuia să fie o știre dată de toată presa. Eu când m-a sunat Magda și mi-a zis că are Facebook, zic, opa, ia să-l văd. Normal era dacă acest om avea o mașinărie minimă, fie a lui, fie a partidelor, celor două partide, imediat se dădea știre. Și Cătălin Cârstoiu și-a făcut Facebook, ce părere aveți, de ce v-ați făcut, de ce nu ați făcut până acum, pam, pam, pam. Nu, n-a fost știre. Eu dau această știre și mă ocup de el, da, bun. Și spun, mă, deci, cum să aibă, mă, numai 400 de urmăritori până la ora asta? Păi, unu, este un candidat scos din joben de conducerea celor două partide. Nu erau furioși, măcar activiștii PNL și PSD. Mă, să vedem și noi pe el ce zice, da? Nu. Doi, mașinăria de partid nu s-a preocupat că și că de regulă se dă dispoziție. Bă, accesați sau se umflă. Nu. Deci, el a pus, dar nu n-a avut în spate nici o mașinărie a lui, cabinet de bucătărie, dar nici o mașinărie a partidului. Doi, normal era să-l vadă foarte multe lume, adică în momentul în care se presupune că au transmis televiziune, a devenit o curiozitate. Normal ar fi ca toate televiziunile să se bată să-l vină, nu se bate la Piedoni a fost nebunie. Toți erau voiau să-l cheme ca să facă rating. Pentru că normal ar fi să facă rating. Bă, eu sunt bucureștean. Nu știu, PSD, penelist, chiar useri. Și mi-au propus pe unul. Ia să vă mă, ce merită numele. Bă, nu se interesează nimeni. Și acum hai să vorbim apropo de internet, da? De TikTok. Domnule, vă știți cum sună discursul lui? Ia stai puțin, stai puțin ca premisă asta. Organizația Femeilor Liberale București. Felicitări și succes, bă, susține, wow. Păi dați, bă, fiecare femeie trebuia să-l susțină, da, hai să vedem. Deci, vedeți așa. Zice așa. Vă salut, dragi bucureșteni. Pentru mine, a comunica cu oamenii este esențial și de aceea de azi ne putem întâlni și dialoga aici. Orașul nostru are atâtea probleme și pentru că nimeni nu vorbește cu bucureșteni. Cum nu vorbesc? Eu și eu vorbesc. Toți vorbim cu bucureșteni. De fapt, actualul primar, un om altfel inteligent, nu a reușit să aibă dialog cu nimeni. Nu știu, eu de câte știu, Nicușor are Facebook. Nici cu cetățenii, nici cu viceprimare, nici așa, cu guvern, cu nimeni. Candidez ca independent pentru PNL, susținut de cele mai mari partide, PNL și PNL, pentru a putea să, cu capitală, cu viteză, cu vigoare, cu curaj, mai ales în echipă, este nevoie să în cariera mea de medic, am avut rezultate, așa. Vă aștept și aici, așa, și aici gândurile, opiniile, așteptările, speranțe, la rândul meu vi le voi spune și eu. Băi, oameni, eu n-am putut să-l citesc. Stimate domnule doctor, care ne schimbăm numele, foarte mult moderator, nu pot spune Cristo, eu zic Cristo. Vă dau un sfat. Eu am această emisiune, vă dau un sfat pe gratis. De 4 ani, în fiecare seară. Știți care este farmecul acestei emisiuni? Când am cravat. Vreau să vezi cravat aici, în textul ăsta. V-ați auzit pe mine? Dragi telecititori, încep un dialog în noastră. Nu. Internetul, rețelele sociale, YouTube-ul cere spontaneitate. Să vorbești despre țonții, să vorbești și de pățaniile tale, să faci picătură de istorie, să nu știi la un moment dat. Este firesc. Eu sunt firesc că așa sunt eu. Omul ăsta e cu cravată, omul ăsta e la tribună. Vă salut, dragi bucureșteni, pentru mine a comunica cu oameni. Bă, puteți primul să fiu al dracului. Eu începeam în felul următor.
Așa. Așa. Nu am avut până acum Facebook, deoarece n-am avut timp, da? Dar cred că e nevoie așa și începem a preciza, eu mă numesc Cârstoiu, nu Cristoiu. Îl salut pe maestru Cristoiu și să știți că eu sunt Cârstoiu. Va veni, acum știu, așa scriu, știu că mulți dintre noastre mă confundă cu Cristoiu, dar va veni o vreme când o să-l confunde pe Cristoiu cu Cristoiu. Și o să-i spună lui Cristoiu în studioul Ioan Cârstoiu, nu Cristoiu. Tiram cu umor, n-are nimic, nimic. Nu când mi-am amintit că s-a dus aia Mălina Pană de la Media Flux. Că, ce se întâmplă când candidezi acum, când apare la orizont? Vi băieți, coțofanele și coțofane, coțofane. Site-uri obscure, bloguri, dați-mi și nouă ceva o fripturică. Și a venit și Media Flux. Și a zis, domnule, vă facem noi o chestie tare. Care? Mergeți cu copilul în parc și noi paparazzi, noi suntem, oameni buni, pur ce tată care are copil, merge în parc duminică. A, dacă mă întreba pe mine, eu spuneam așa, domnul doctor, luați copilul, cât are, 5 ani, 5 ani, da? Și duceți-vă în drumul taberei. Nu știu unde stă el. Și spun, și aranjați cu presă. Și spun, domnule, dar ce căutați? Păi vreau să-i arăt copilului meu unul din cartierele pe care le voi administra eu ca primar. Ceva deosebit, bă, oameni, cum era el cu copilul în brațe. Am și văzut imediat friturism din presă. Stimate domnule Cătălin Cristoi, cel mai mare pericol pentru un candidat sau un politician sunt fripturiștii din presă. Și vine și spune, am eu un site, am eu un blog, nu vreți să ne dați pe tare, vă ajutăm. Vă apelați la profesioniști. Omul ăsta, bănuiesc ca directorul spitalului de urgență, ajuta mulți jurnaliști pe mine, nu că n-am avut treabă. Bă, vorbește, mă, faceți-vă, domnule, o echipă. Luați pe Ciutacu, pe cine vreți, care vă sunt prieteni. Dacă am înțeles, bă, faceți o echipă și faceți știri. A fost la Digi, aseară, n-a făcut nicio știre. Faceți știri. Dacă nici știrea că el și-a făcut Facebook, o dau eu, n-a dat, bă, deci ceva e neregulă. Eu cred că, încă o dată, că cineva, tovarășul de la Cotroceni, a zis, domnul, vreți să candidați? Eu spun, nu, fiți zis, domnul, cum e om, bă, am treabă cu tare. Cum? Deci imaginați-vă că pe mine, eu și vine Iohannes. Maestre, vreți să candidați la primăria București? Și eu îi spun, nu. Păi de ce? Păi am treabă. Cum am treabă? Păi trebuie să scriu aia, trebuie să fac cutare, trebuie să fac înregistrare. Trebuie dimineață până seara, cum are și doctor. Și atunci Iohannis ar fi zis, nicio problemă, cum e? Nu asta nu face nimic. Veți fi ales. Cum să fiu mai ales? Avem noi mașinărie. Și așa i s-a zis și lui. Da, liniștit, domnule. Stimați PSD și peneliști, am observat, dacă mă gândesc și la scandalul, hai, dacă adu, da, hai să luăm scandalul de la Timișoara. Ei au hotărât PSD și PNL să facă o alianță, frumos. În unele, la sectoare, la București și în unele orașe, sau județe, să fie împreună. Numai că ei au făcut după principiu una ție, una mie. O hârtie, birou. Și este așa. Timișoara. Oh, Timișoara, sprijinim PSD-PNL pe candidatul liberal la primărie, dar la județean sprijinim pe cel PSD. De ce? Păi să fie una. Păi e o prostie. Fie mă pliați, dacă toți sunteți într-o alianță, vorbiți între voi, bă, dacă la Timișoara, bă, Timișoara să fie PSD-ist, să-l scoți pe Alin Nica PNL, să pui Timișoara,
Păi eu știu Timișoara de înainte de 1989, bă, Timișoara înainte de Revoluție, când spuneai Timișoara, nu Cluj, Cluj erau din ăștia, botești. Peste, o să face așa. Aia, aia, nu. Se face așa, ci bă, suntem împreună, dar hai să vedem, avem o zonă, Timișoara. Băi, peneliști, bine mă, gata, noi pesediști ce sprijinim pe peneliști, da? Nu știu. Vrancea e pesedist, bun, și la județean, și la ăla este PSD-ul, da? Bun. Și domnule, deci au hotărât. Și a avut loc o reuniune a conducerii Partidului Național, da? Și au hotărât să-l dea afară pe Alin Mica din fruntea PNL Timiș, care a zis, bă, eu sunt în... Deci, el era președintele Consiliului Județean și președinte de filială, da? Și el zice, nu, doamne, el trebuie să fie în locul lui Simonescu de la PSD, om a făcut gălăgie și spre stupoarea mea, deci au fost 60 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 anulate, bă, și țineți-vă bine minte, au hotărât să-l trimit la Timișoara pe Blaga. Ați auzit de Vasile Blaga? A, nu știți, este europarlamentar. A fost la Bruxelles. Deschidea ușa când voia să intre numețul ăla. Un parlamentar occidental trebuia, știți, a fost vată la vreo instituție sau nu știu cine și dai să dă. Și deodată ușa se deschide, că în spatele ei e unul care deschide la cei care intră. Important. Așa și din coace. El era acolo la Parlament și la ușă, da? Și când intra, nu știu, un parlamentar occidental, ăla, când voia să pune mâna pe clanță, intră, să pui că o deschidea Blaga. Păi să trimis, mă, Vasile Blaga de la București la Timiș, în locul ăsta. Nu știu, puteți să pui parjunctului. Deci ce se întâmplă? Acești băieți, da, aceștia, o să o ia în bot de o să se rupă. Pentru că, stimați, apropo de București, apropo de Timișoara, apropo de sectoare, la primărie și la consiliile județene se votează omul. Ei zic așa, bă, Ciolacu, cu Ciuc. Ciuc, bă, zice, noi suntem mașinărie, facem așa și în ziua votului toți PSD-iști, electoratul PSD din București, și zice Ciucă, facem așa și tot electoratul îl votează pe Cârstoiu chiar dacă îl confundă cu Cristoiu sau nu au auzit de el. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Deci aceste, din două motive. Dacă la PSD mai puteam să spun prin 2020 că așa e, pentru că erau primari, președinte cu Marian Oprișanu, baronii care scoateau, acum cine îi scoate? Și la PNL și la PSD, oamenii, ca să poți să-i scoți să voteze pe Cârstoiu, trebuie să te convingă, cum să convingă, mă, dacă el are numai 300 și ceva de urmăritori și femeile liberale. El trebuia să aibă acum cel puțin, nu știu, 10.000, măcar de curiozitate, bă, să lansez Facebook-ul, să nu știe nimeni, în afară de mine, din presă. Să nu te urmărească, să te urmărească 300. Când ești la București, când măcar de curiozitate, lumea zice, de mă, ce zice omul ăsta? Sau dacă nu, ordin. Partidul PSD-ul zice, Ciolacu, la București, tot ce este activist PSD-ist, cu femeile liberale, da? Toate femeile liberale accesează. Deci, unul, el n-are nicio șansă și dacă nu, poate că îl retrag, dracu știe, nu pot să-mi dau seama. Zic, nu-l văd. Nu se poate, trebuie să producă și candidatul. Adică, cred că și la București, și la Timișoara, și peste tot unde e vorba de un candidat unde se votează omul, nu la partid, omul. Omul trebuie să convingă, adică nu trebuie să-mi spună mie primarul, bă, te duci și îl vot. Nu, la Consiliul Județean te rog să-l votezi pe Simonis, tu ești la PNL, dar păi de ce să-l vot? Nu. Te duci și îl votezi pe Cârstoiu. Păi de ce?
Păi pentru că e candidatul nostru. Și dacă e candidatul nostru, ce? Că trebuie să ai o... Uitați-vă la cât de bun este e cu Șordan. Cu umor, cu ăla, cu ăla. Nu a făcut cu ce se pare ăla negoiță, s-a dus să-l părască pe Nicușor Dan la Dena. Bă, dar cât de proști poți să fie? Nu, nu sunt proști. Sunt convinși că cele două electorate sunt niște turme de oi pe care cei doi ciobani le fac ce vor cu ele. Nu e adevărat. O să vedeți că nu o să fie așa. Dacă se merge la București și în țară, candidații USR vor fi contracandidați de tot felul de neca nimeni să pulbere îi face. Fie aur, fie alianța, să zicem, alianța aceasta dreapta unită. Și mă întorc. Păi, oameni buni, dacă aur domină, tinerii se uită pe TikTok și se uită în felul ăsta la aur, la ce face aur, tinerii nu se uită pe TikTok pentru că e aur, ci se uită pe TikTok. Și din ce e pe TikTok, nu aleg PSD și pentru nici aur. De ce? Nu că le place aur. Pentru că aur face chestii mișto. Faceți, mă, și voi, luați un regizor, luați un scamator, un comic, să vă facă ceva. Dacă voi dați... Asta e mată. Cum e? Asta e că... Stimați bucureșteni, cum e, mă? Hai, gata, închei. Eu nu bine să cred, da? Deci, vă salut, dragi bucureșteni. Pentru mine a comunica cu oamenii este esențial. Și de aceea, de azi, ne putem întâlni și dialoga aici. Orașul nostru are atât de aproape. Nu știu, stimați oameni, sunt doctorul cu tare, da? Nu știu. Vindec de genunchi. Întâi și întâi cine are doi genunchii sau șoldă să vină la mine, nu știu. Chemați ologii la mine. Să vină la mine. Bine. Mulțumesc, la revedere!